ziua, dragilor, și bine ați revenit la o nouă ediție de Bărbați vs. Femei, cu totul și cu totul specială, pentru că mâine este zi de sărbătoare. Suntem în ajun de Moș Nicolae. La mulți ani, Bogdan. Încă nu, mâine este ziua mea. Ăsta sper că nu e cadoul pentru ba ziua da, mea. Este. Nu e lușă? Da. Posibil, am fost cu minte și știu că am fost cu minte. Confirmarea e invitatul de astăzi, care e ca un premiu pentru noi, pentru că este un invitat special. Nuielușele astea n-ar trebui să fie aici. Poate o să aflăm pe parcursul emisiunii dacă îi aparțin amândouă invitatului, invitatei de astăzi. Da, stai că îmi șoptește în caz. În caz că Moș Nicolae a spus să fim cu minți și la anul. Dar anul ăsta am fost sau nu am fost? Eu am fost, nu știu de tine, o să fiu și la anul și o să fiu în toți anii. Eu am fost, moșule, eu am fost, uite-te mai bine. Spuse Bianca cu o nuielușă în mână. În altă ordine de idei, avem astăzi un invitat care este vedetă de televiziune, fostă dansatoare cu cei mai mari artiști pe care i-a avut România în anii trecuți, o coprezentatoare la o emisiune de succes. De aici, de la noi, este colega noastră. Da, o cunoașteți foarte bine și dumneavoastră. Așa. Astăzi stăm de vorbă cu nimeni alta decât Ana Barnoschi. Ana Maria Barnoschi. Vai, mulțumesc, ce prezentare frumoasă mi-ați făcut. Da, mulțumesc, adevărul. Mulțumesc. Ana, este adevărul. Este adevărul, mulțumesc frumos. Înainte să încep, aș vrea să-ți urez și eu la mulți ani, că am înțeles că mâine este ziua ta. Da, nu este cea mai populară zi de nume, pentru că nu prea mă mândresc cu numele, dar mulțumesc, apreciez. Nu zice să nu te mândrești, de ce nu-ți place? Nu-mi place, nu mă... Niculiță, nu mă prinde. O mine așa tare, dar mulțumesc, apreciez. Hai, Nicolasa. Încetează, Bianca. Și să știți că n-am adus eu nuielușele. Nu e, nici tatine păi nu. Păi da, s-ar putea să pleci cu ele, Ana. În funcție de ce ne spui astăzi. N-aș zice, dar haide să vedem. Dar oare ți aparține? Ai fost cu minte? Eu așa spun, am fost cu minte tot anul. Da, eu sunt în general cu minte, doar la roată mai fac câteva năzbâte, dar are sunt cu minte. Vezi că am pile la Moș Nicolae și... Poate îi spun ce faci, ce ne spui astăzi. Astăzi dăm startul unei emisiuni de sărbătoare, să zic așa, și vrem să intrăm un pic și în trecutul tău legat de aceste sărbători și să ne povestești cum erau sărbătorile când le petreceai, nu știu, în copilărie cu familia sau cu prietenii. Să ne amintim de sărbătorile copilăriei, să zic așa. Mai în perioada copilăriei mi se pare că sărbătorile aveau alt vibe față de cum simțim sărbătorile în prezent. Era cumva spiritul Crăciunului, ne bucuram mult mai mult de a petrece timpul unii cu ceilalți. Acum mi se pare că totul este într-o grabă, într-o goană, după, nu știu, cumpărături, după orice. Și nu ne mai bucurăm atât de mult de momente în sine. Păi și nu crezi că poate e din cauza că atunci erai copil și n-aveai așa multe griji și așa multe pe cap și poate părinții noi... Cu siguranță vedeam altfel în perioada respectivă pentru că eram copil, dar vorbesc de cum îmi vedeam și părinții. Păi și că... simțeau și ei? Adică se vedea că simțeau mai mult spiritul Crăciunului atunci? Da. Mi se pare că mi-ai citit gândul toți asta. Lasă-mi gândit simțeam altfel spiritul sărbătorilor. Și bunicii și... Uite, de fiecare dată de sărbători, nu mă refer doar la sărbătorile de Crăciun, da. Moș Nicolae, Moș Crăciun și de Paște, ne strângeam la Mamaia. Mama mai are doi frați. Fiecare cu copiii lui. Am de fapt o grămadă de verișori și ne strângeam cu toții, eram undeva la 20 de persoane și stăteam cu toți la masă și vorbeam și povesteam și de asta zic, era altfel. Acum nu ne mai strângem. De asta spun că nu mai simt la fel sărbătorile. E traficul mare, știi cum e. Mai ales da, în weekend. Atunci nu erau atâtea mașini. Vezi, uite și asta s-ar putea să fie un motiv. Traficul. Da, din păcate, reuniunile astea de familie, să zic așa, acum în zilele sunt noastre... Sunt din ce în ce mai rare. Sunt din ce în ce mai rare și când sunt din păcate, nu știu, cu motive mai puțin fericite, nu știu, mormântări sau decesuri sau... Ne sunăm pe FaceTime. Bine, bine, așa e, vezi că atunci înainte nu era așa ușor să iei legătura, știi? Într-adevăr, nu era atât de avansată tehnologia. Dar acum... cumva erau relațiile interumane mult mai dezvoltate. Hai să scoatem telefoanele, oameni buni, prezent. Să le eliminăm și să le trimitem din nou scrisori ca altă dată. Ce făceai de Crăciun când erai mică? În afară de adunările cu verișorii și așa.
Păi petreceam sărbătorile în familie, până să încep să dansez, că după aia n-am mai petrecut sărbătorile în familie, că de fiecare dată de sărbători eram pe scenă, dar până atunci, în general, le petreceam familia. Și aveați tradiții? Gen, le țineați? Sau... Deschideam cadourile. Astea sunt tradiții din București, nu știu, tradiția la noi, la, care s-a păstrat la noi la... Se bea rachiu. Se tăia porcul. Se tăia porcul. Asta cu se tăia porcul, da. Șoric. Sunt născută și crescută în București. Deci n-aș dar fi avut, avut bunici unde... la țară, n-ai avut... Ba da, am avut bunici la țară, dar de asta zic, în București nu tăiam porcul. Dacă rămâneam la București, nu tăiam porcul, eventual cumpărau mama, tata de la măcelărie ceva. Cam dar șoric. Dacă mergeam la bunici, mai erau tradiții de genul cu tăiatul porcului și așa. Dar îți dai seama le că eu nu eram pe acolo. Poza când pe, se poza pe porc. Asta. Dar la colindar mergeai? Da. Îți plăcea? Aolo, dar ce îmi plăcea. La ce vârstă te-ai lăsat? Veneam cu punga plină de mere, covrigi, mama mie, când fructe, mere de sau covrigi, toate cele. Eram supărată. Dacă vedea bani, no, nu vai, cea doua, eram cea mai fericită. Când nuci, dar ce mandarine, portocale și ajungeam, bomboane și ajungeam acasă și deșertam toată punga așa ori făceai pe jos, inventarul. Ori în pat, ori undeva făceai și inventarul. Da, le sortam. Am primit atâtea, da. Dar tu stăteai în București, da. Unde mergeai? Mergeai pe la vecini din bloc? Luai toate blocurile? Nu, mergeam la bunici. A, doar la țară. Mergeam la țară, da. Uh-huh. Am mers la colindat și la București când eram în școala generală. Dar după aia m-am oprit. Am mers puțin în București, într-adevăr, la vecinii din bloc, da, sau blocurile vecine, dar cam atât, nu da, mă îndepărtam. Hai să mergem un pic mai în spate. Ana, cea micuță, îi scria scrisori moșului? Da, bine, când eram micuță, nu știam să scriu. Nu chiar până, așa, mai vin numai micuță, până să învăț să scriu, dar da, când am învățat să scriu, îi scriam scrisori moșului. Și ce cereai? Depinde de perioada respectivă. Ce îmi păi doream? Eu ceream păpuși. Exact, da. Jucării. Știu ce era la modă atunci. Uh-huh. Da, ți-ai dorit vreodată ceva și gen Moș Crăciun să nu-ți aducă? Adică să nu-mi aducă. Adică, nu știu, să-ți scrii acolo pe lista de dorințe, uite, vreau o păpușă. A, și să nu-mi aducă moșul. Să nu-ți o aducă, da. S-a mai întâmplat, da. Nu mai întâmpla, normal. Eu îmi doream, dar asta nu însemna că de fiecare dată primeam tot ce îmi doream. Ana, eu știu ce aș vrea să aud din partea ta. Știu că ai făcut tot felul de scenete, de roluri. Oare vrei să ne spui așa o poezie în stilul tău caracteristic? Măi, am spus la poezii sezonul ăsta la Roată, așa că dacă vă uitați în continuare la Roata Norocului în fiecare duminică de la ora 20, pentru că este sezon nou, vedeți acolo câte o poezie din fiecare țară în care am ajuns cu roata. Pentru că sezonul acesta am schimbat puțin lucrurile la Roată și mergem în fiecare emisie, în fiecare ediție, într-o nouă locație. Am fost într-o nouă țară, de fapt. Am fost în Italia, am fost în Spania, am fost în Turcia, am fost în Statele Unite. Săptămâna trecută ați fost în Statele Unite, pentru că m-am uitat și eu. Da. Vom ajunge și în Japonia, așa că să vă uitați acolo, pentru că veți avea o surpriză. Aoleu, în Japonia chiar o să fie amuzant. Nu știu de ce. Da, Ana, ești într-o perioadă fericită a vieții tale. Din câte știu, te pregătești de nuntă. Din câte știu. V-ați hotărât? Cum? Unde? Nu ne-am hotărât deocamdată cum, unde. N-am stabilit niciodată. Mă gândesc așa că pentru la anul poate reușim să facem pasul acesta, dar deocamdată nu... Trebuie că trebuie să programez cu mult, mult timp înainte. Asta cu mult, mult timp înainte pe mine mă omoară, pentru că nu pot să fac programul cu mult, mult timp înainte și ceva rău. Dar ai fost cerută în vacanță. Da. În Grecia, în Santorini am fost cerută. Ați făcut o ședință foto. Te așteptai atunci să... Nu, să fii deloc. Cerută? Chiar deloc. Mai ales că nici ciondănisem înainte să plecăm în vacanță. Și cum a fost momentul? Poftim? Cum a fost momentul?
Băi, a fost emoționant. Nu mi-am dorit să fie prea multă lume în jurul nostru când se întâmplă acest moment. De ce? Pentru că... Nu vrei să împarți momentul cu toată lumea, vrei să fie cât mai... Nu neapărat că n-aș fi vrut să împart momentul, dar mi se pare că este un moment destul de intim și cumva este bucuria noastră. Și atâta timp cât ne-am simțit priviți, poate nu ne-am dat voie să trăim la fel cum am face-o sau cum am făcut-o noi fiind singuri. Crezi că în momentul ăla mai, nu știu, mai ești conștientă de ce e în jurul tău? Măi, cred că da, că na, nu poți să faci abstracție mereu de tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Da, da, uite, să fim din momentele în care ai putea să faci. Ești celulă de soție, poți să ai orice reacție. Într-adevăr. Nimeni nu se judece. Normal, nu spun neapărat de a judeca sau de a fi judecată. Mă refer la faptul că mi se pare mult mai frumos și mai... Nu știu, nu găsesc cuvintele să-ți spun, dar mi se pare mult mai drăguț să fim doar noi doi și să ne bucurăm de momentul ăla așa cum simțim, așa cum ne dorim, așa cum... Da, stai, uite, vreau să intru un pic în polemica asta. Uite, eu, de exemplu, sunt la polul opus. Eu când o să cer pe soția mea sau care o să fie, mă rog, eu văd altfel. Eu aș vrea, dacă aș putea, să fie așa public, dar nu public. Aș vrea ca tot globul, dacă aș pe putea un stadion. Nu pe un stadion, e mic și un stadion, nu știu, aș vrea un oraș întreg sau o țară întreagă, cel puțin, să vadă live, dacă s-ar putea, momentul ăla, și apoi, ulterior, să afle tot globul, gen, cum eu îmi declar iubirea și cum eu aleg pe ea și ea mă acceptă pe mine, sau ceva da, de genul. Da, dar uite, tocmai de asta suntem diferiți, pentru că simțim și diferit ca oameni. Și de iubire să vezi că... că bărbatul de lângă tine se mândrește cu tine și cu alegerea pe ba care da, dar nu mi se pare că trebuie să vadă toată lumea ca să simt eu că el se mândrește cu mine, pentru că dacă știe să-mi ofere ceea ce am nevoie, eu simt că el se mândrește cu mine și fără să fie toată lumea de față. Și dacă sunt amândouă, se demonstrează și așa și așa. Cu atât mai bine. Cu atât adică, mai bine, băieți, da. Merge și ca mine și ca soțul Anei. Logodnic, pentru că logodnic, va fi viitorul soțul. Ți-ai ales rochița? Nu, nu. Nu, dar am salvat multe modele, deci o să fie care ceva... Care telefonul plin cu screenshot-uri. Aolo, da, e telefonul exact plin de screenshot-uri. La ce visezi? Rochiță? Sirenă? Nu prințesă. Pot să mă decid, așa cu siguranță o să schimb mai multe rochi. E și o să fie o seară, deci o să mă schimb. O să fie nuntă de asta normală sau cum fac ăștia mai nou cu tematică? Cu... cu ce tematică? Nu știu, un dress code sau din asta? Mai un dress code mi-ar plăcea, dar nu neapărat o temă anume, cât de culori. Ca să nu fie toată lumea... fiecare în altă culoare. Mi-ar plăcea treaba asta pe culori. Ok. Da. Și au voie alb, n-au voie alb, nu fetele? Nu! No. Aoleu, am mai văzut din astea. Doamne, mi se pare îngrozitor cum să vii la o nuntă îmbrăcată în alb. Da, toată lumea o să creadă că ești mireasa. Fură atenția cum ar veni. Dar nu mi se pare frumos. Chiar nu mi se pare deloc frumos. Deci, fetelor care urmează să fiți invitate la nuntă. Da, dar nu, că prietenele mele știu, n-au. Da. Prietene ca prietene, dar dușmancele să... E, păi, dar ce să caute la nunta mea? Sunt sub acoperire. Ai grijă. Bursucu a avut și el nuntă, acum de curând. Te-ai inspirat ceva de la nunta lui? Mi-a plăcut foarte... Bine, mi-a plăcut toată nunta în sine. A fost o atmosferă foarte mișto. Mi-a plăcut faptul că ei au anunțat de la bun început că nu se vor duce la mese să stea cu toată lumea. Cine vrea să interacționeze cu ei, îi găsesc pe ringul de dans. Ceea ce mi s-a părut genial. Adică nu stau să mă plim de la o masă la alta, să bag pe toată lumea în seamă. Se pare ca o datorie, genul. Exact. E formal. Momentul meu, e nunta mea, e seara mea, vreau să mă distrez, vreau să mă simt bine. Cine vrea să o facă lângă mine, poate să vină să danseze cu mine. Foarte tare. Asta mi s-a părut foarte mișto. O idee. Denotat super asta. Chiar. Super faină. Au avut un moment special la un moment dat... Dansul mirilor, da. Voi o să dansați? Sau nu vrei să fie surpriză? Gen? Nu ne-am gândit. Cum, trebuie să mai mirilor? Negociez un pic cu el. Păi negociază să vede. Că noi bărbații nu ne ia cam mult să învățăm o coreografie, așa că... Da, tocmai de asta am zis că trebuie să mai negociem un pic. Nu ai convins, nu?
nici n-am discutat, dar... Bine, dacă acceptă, nu-i dau ceva complicat. Dă-i ceva să-i păstrezi și lui acolo. Măi, dacă mă iubește, o să facă, nu? Aoleu. Vezi că tot ai intrat cu mine în asta, cu da, eu nu, eu cerutul. Da, eu sunt cu tine, dacă vrei. Dar, Ana, i-ai scris moșului anul ăsta? Nu i-am scris moșului anul ăsta. Îl las să mă surprindă. N-ai am, am ajuns la vârsta în care las moșul să mă surprindă. Păi scrie să-l convingi pe altul să facă coreografia asta, să fie cadou tău. Asta să fie. Ce planuri ai în următoare perioadă? Planuri de revelion. Abia aștept să plec în vacanță, n-am mai plecat de ceva timp. Cel puțin luna trecută când trebuia să plec, n-am reușit să mai plec. Mi s-au dat planurile peste cap, așa că revelionul abia l-aștept să plec în vacanță. În vacanță unde? În vacanță pe croazier. Oh, oh, ce frumos! Da. Stai că am rămas un pic, mi-a rămas mintea la un... la o anumită reacție de-a ta, când am spus de culoarea albă la nuntă, ai purt așa deranjată, ție nu-ți place să împarți atenția gen... Măi, dar nu mi se pare normal, adică e seara mea, eu sunt mireasa, eu sunt îmbrăcată da, în alb, nu o să vină acum toată lumea, hai să ne îmbrăcăm în alb, că nu mi se pare ok, știi? Plecând de aici, vreau să te întreb dacă tu ești o persoană geloasă în general. Am fost. Ce înseamnă am fost? Am fost în trecut. Am trecut în alte relații sau la începutul relației? Acolo? Nu, în alte relații. Și ce s-a întâmplat în timp? Între timp am înțeles că treaba asta nu e neapărat despre mine și că omul dacă vrea să facă un lucru o face oricum și că degeaba stau eu să-mi fac gânduri și să mă consum și să mă gândesc și să mă crizez între ghilimele sau să fac scandal, că dacă se întâmplă, oricum se întâmplă. Cred că o relație trebuie să se bazeze pe încredere, iar în momentul în care se trădează acea încredere, nu mai are de ce să continue. Păi da, astea sunt gen chestii teoretice, să zic așa. Uite, și eu sunt o persoană geloasă și sunt conștient de tot ce ai spus tu acum și aș putea să mă duc super departe cu ideologia asta, dar în practică nu pot. Eu când văd ceva, fac un click în creier și... Adică am depășit perioada aia. Așa pentru ușor că să te maturizezi emoțional? Am câțiva ani de terapie. Terapie... Practică. Te-ai dus? Nu, stai. Terapie tu cu tine sau ai apelat la ajutor? Am apelat și la un ajutor. Dar de asta îți spun. Am câțiva ani de terapie, am învățat foarte multe lucruri, m-am dezvoltat eu pe partea asta și cumva am mai multă încredere în mine. Pentru că mi se pare că gelozia asta vine cumva și din lipsa de încredere. Un pic. Discutabil. Un pic. Discutabil. Adică dacă eu am încredere în mine că pentru persoana de lângă mine sunt cea mai frumoasă și cea mai plăcută și cea mai, pentru că de asta m-a ales, de ce? Nu știu, nu te-ai gândit vreodată că poate ar fi și din cauza fricii de a nu fi respectată sau în cazul meu respectat. Adică la mine nu e de... La mine, în alte cazuri, neapărat în cazul meu. Gelozia nu vine neapărat din neîncredere sau din frustrări interioare, ci pur și simplu din faptul că înmânezi unui om încrederea ta și respectul și tot ce vine pe lângă și el nu apreciază și își bate joc. Și acolo intervine o frustrare, nu are nicio treabă cu încrederea de sine sau... Păi da, dar dacă tu nu ai încredere în relația în care ești, atunci de ce mai ești acolo? Dacă trăiești într-o dacă trăiești într-o neîncredere, mi se pare că relația aia nu duce într-o frică, da, într-adevăr, relația aia nu o să ajungă niciunde, pentru că mai devreme sau mai târziu oricum o să se rupă. Aparent ajutorul din exterior chiar e bun, e benefic. Cred că s-ar putea să încerc și eu să mai schimb păreri. De ce? Bun, interesant. Mai învățăm și noi, vezi? Învățăm și noi chestii odată cu tine. Trebați-mă că vă spun. Dar spune-ne, Ana, o să-mi câteva... scoți ochii cu asta, Bianca, la un moment dat. Lasă-mă jos, te rog. Lasă-mă că am fost rea anul ăsta. O să fii. Spune-ne 3-4 lucruri care îți plac la partenerul tău. Îmi place sinceritatea. Îmi place faptul că mă respectă din toate punctele de vedere. Îmi place că este educat. Îmi place că...
Este înțelegător. Ți-a plăcut extrapolarea asta, gen, că ai zis 3 și am zis mai președinte. Ah, da, bineînțeles. Ai zis 3-4, hai că am spus 4. Acolo stai, ziceam, continuu. Se vede că ești fericită, că te simți bine. Ești pregătită pentru noul an și pentru următoarele proiecte? Băi, da, sunt pregătită din plin pentru noul an, pentru că anul ăsta n-a fost cel mai fericit an pentru mine. Apropo, de ce? Am avut ceva probleme de sănătate, am avut ceva probleme și cu căței, n-au mers toate cum mi-aș fi dorit, așa că de la anul sper să se schimbe treaba asta și să am un an mai bun. Apropo de viitor și de planul de viitor, te-am întrebat dacă ce părere avea de un copil în viața ta. Îmi doresc la un moment dat, îmi doresc o fetiță, dar așa cum mi-am planificat lucrurile în viață, îmi doresc întâi să fac nuntă, iar după aia să fac un copil. Chiar dacă în zilele noastre nu se mai practică treaba asta, cumva e de modă veche, pentru mine cumva asta este normalitatea. E și de modă veche, dar e și o chestie aia cu ai când o să ți dea Dumnezeu. Adică nu trebuie neapărat să fii căsătorită. Da, într-adevăr. Dacă ți-l dorești, îl faci oricând. Și doar o fetiță, gen, doar un copil? Aici rămâne de văzut, după primul copil. De obicei, femeile sunt, nu prea mai vorba al doilea când prin ce trec la primul. De asta zic, aici depinde după primul copil. Wow, Ana Barnoschi, mamă, chiar ar fi super drăguț să vedem această imagine. Ana Barnoschi, mamă, până atunci, Bogdan Măcanu Nicolae, sărbătorit mâine, dar îl sărbătorim astăzi, pentru că tot erai tu foarte curios. Normal că te-am pregătit o surpriză, n-avem cum să nu-ți pregătim, dar ești ce colegă drăguță ai, vezi? Că a uitat toată lumea, le-am zis la n-a uitat nimeni, uite! La mulți ani! Am diabet, tort, mi-a adus, de ce nu mi-a adus mere, banane, ceva, nu știu. Un tortuleț! Da, mulțumesc, Vivi. Lasă-l aici că n-am voie să rămână, că trebuie să fac da, știu. 10 injecții de insulină pentru tortul ăsta. Să fii fericit. Ca idee, eu le-am spus, mulțumesc mult. Eu le-am spus tuturor, gen, înainte să intrăm în emisie, că e ziua mea mâine și să nu cumva să nu-mi zică la mulți ani, că o să se vadă urât. Și uite că ele s-au gândit dinainte. Vă iubesc pe toate colegele mele de aici. Măi, dar uite, să te întreb și eu, cum te simți tu înconjurat de atâtea fete? Oh, nu vrei să știi. Aveam vorbit mai devreme, înainte să intrăm, am zis că e dream job să vii la muncă și să fii înconjurat doar de femei, să nu crezi cu niciun bărbat, doar așa de la pază, dar las că poate nu știu dacă ești într-o relație sau nu. Nu sunt. Nu? Dar uite, dacă ai fi, ea n-ar fi geloasă că tu lucrezi cu atâtea femei? Nu, că majoritatea sunt luate și... Asta te bazezi să da. Stea liniștită. Da, nu. Și chiar n-am legat cu o prietenie cu fiecare colegă de aici, de la muncă și nu e cazul. Bogdan, oricum, eu cred că a fost o glumă cu aceste nuielușe, pentru că da, noi chiar am fost cu minți. Eu am primit tort. Și răspunsurile mele cred că au fost da. Pe da, placul Anei. Vostru. Da, nici Anei nu se le dă, nu știu ce cu ele. Eu o să iau asta acasă, în caz că mă întâlnesc cu oameni obraznici în viața mea. Eu le-o dau colegilor. Nu, dă-mi tot mie, că eu sunt, gen, mă cheamă Nicolae și eu, cum ar veni, sunt îndreptățit să... A, să o dai mai departe, da. Da, exact. Uite, poftim. Astea o să le iau eu acasă, să fii sănătos, Bogdan. Mulțumesc de recuzită. Nicolae, să fii fericit. Că nu sunt pentru tine. Sperăm că și voi ați fost cu minți anul ăsta, dacă vreți să primiți ceva de la Moș Nicolae. Dacă nu, încercați la anul măcar să... Nu faceți greșelile pe care le-ați făcut anul ăsta și noi vă urăm sărbători fericite tuturor și celor cu minți și celor care nu prea au fost cu minți. Nu uitați că avem un joculeț duminică. Vă pupăm. Bianca, vrei să mai spui ceva? Da. Vreau și eu sărbători fericite. Da, eu vreau să-i mulțumesc că Anei că a venit aici îmbrăcat atât de frumos de sărbătoare. Mulțumesc frumos. Te mai așteptăm cu drag și cu drag, tot să timpul. Fi fericită în continuare. Și casă de piatră pentru la anul. Da. Pentru când a venit momentul. Poate ne mai vedem. Ne mai vedem până atunci. Găsești tu rezervare la așa, acolo, da. La locație. Mulțumim că ne-ați urmărit. Ne revedem cât de curând. La revedere. La revedere.